Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. Emisiunea România la vot. Cel puțin în această campanie electorală mergem pe două tipuri de emisiuni. Deci renunțăm la ora exactă, România la vot, o emisiune de dezbatere electorală. Suntem în interiorul celor două campanii electorale, a început și cea pentru alegerile parlamentare care se vor desfășura pe 1 decembrie, cea pentru prezidențiale a început în 25 octombrie, iar primul invitat al acestui, în acest ciclu de emisiuni electorale, este domnul Laurențiu Nistor, totuși îmi dați voie să spun și calitatea în care sunteți aici, președinte al Consiliului Județean Hunedoara și președinte al PSD Hunedoara. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați pomenit cele două funcții pe care le dețin, sigur că temporar, nu pot să spun că pe viață. Și vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat, mai ales că în această lună, cu adevărat, a spus la început, se suprapun două campanii. O campanie pentru prezidențiale, fiindcă în 24 noiembrie sunt alegerile, și o campanie pentru parlamentare. La 1 decembrie, de Ziua Națională a României, sunt alegerile pentru Parlamentul României. Sper din tot sufletul ca cetățenii noștri ai județului Hunedoara și numai cetățenii României să serbeze această zi de 1 decembrie, Ziua Națională a României, printr-un vot masiv la prezența la urne, fiindcă cred că este cel mai bine când te duci la vot, votezi cu cine crezi de cuvință și să nu lăsăm pe alții să se gândească în locul nostru. Să spunem așa că ori nu, ori mă duc la vot, ori nu mă duc, iasă tot aia. Nu există așa. Nu există așa ceva. Iată că și la Moldova, dacă lumea a ieșit la vot, a ieșit Maia Sandu și o felicită pe președinta Republicii Moldova pentru că a câștigat al doilea mandat de președinte și mai ales ce este mai important, parcursul Moldovei spre Uniunea Europeană. Ați avut emoții? Am avut emoții că nu sunt implicat direct. Dar vă mărturisesc că azi noapte, pe la ora 1-2, când m-am trezit și cu televizorul deschis, când am văzut că era 48-51, zic, e riscul mare pentru Moldova. Și când am aflat rezultatul, încă o dată s-a dovedit că moldovenii știu ce vreau, știu ce-ți doresc și ne bucurăm pentru frații noștri de dincolo de Prut că au ales calea Europei și este foarte bine. Da, parcă ne simțim mai în siguranță. Sigur, sigur că da. Mi-ați anticipat întrebarea pentru că vreau să mai pomenesc un titlu al dumneavoastră, o funcție de fapt vicepreședinte la nivel național și vreau să vă întreb în legătură cu doamna Maia Sandu, în sensul în care, fiind vicepreședinte al unui, la nivel național al unui partid, la un moment dat acest partid va lua decizii evident de nivel național și poate chiar veți fi chemat să validați anumite decizii. Și atunci aș fi vrut să cunosc cum se raportează oamenii politici la victoria Maiei Sandu din Republica Moldova. Păi, eu ca vicepreședinte la nivel național am spus am aceeași părere și ca vicepreședinte la nivel național și ca președinte organizației județene PSD sau președinte al Consiliului Județean. Sunt bucuros că Maia Sandu a câștigat și sunt bucuros pentru cetățenii Republicii Moldova și e de apreciat un lucru. Cei din diasporă care au văzut cu adevărat cum se trăiește în Europa au votat foarte mult pentru ca Maia Sandu să ia al doilea mandat și ca Moldova să, cu adevărat să ia drumul Europei. Este mare lucru. Da, acum ne întoarcem la campaniile noastre electorale. Cum credeți că vor fi, domnule președinte? Pentru că la locale au fost niște accente destul de polemice între PSD și PNL, care erau atunci parteneri la guvernare cu acte în regulă, cum s-ar spune. Iată că acum avem o situație definită de președintele PNL, Nicolae Ciucă. Noi suntem la guvernare, dar nu mai suntem în coaliție. Nimeni nu prea înțelege cum funcționează acest lucru, dar în orice caz, și noi și dumneavoastră vedeți că cele mai dure atacuri sunt aplicate de reprezentanții PNL și PSD, fiecare împotriva celuilalt partid. Domnul Sandu, ați pomenit de alegerile locale care au fost în iunie, 9 iunie, și dacă la alegerile locale și acolo au fost disensiuni, este normal ca fiecare partid și-a pus candidatul său pentru primar, pentru consilier local, fie comunal, orășenesc sau municipal. De data asta, lupta este mult mai contundentă, lupta este mult mai aprigă decât la locale, fiindcă trebuie să înțelegem că este vorba de câștigarea președinției României,
și este vorba de cel care formează partidul, care formează guvernul. Și așa cum știm, Constituția prevede clar că președintele partidului trebuie să cheme la consultări partidele politice, primul partid care a avut scorul cel mai mare și pe urmă care poate face o alianță sau se poate face un guvern. Credeți că a creat Traian Băsescu un precedent periculos? Știți la ce mă refer? Pentru faptul că la un dat a nominalizat un partid care nu câștigase alegerile în termeni relativi să numească premierul. S-ar putea repeta istoria asta? Sigur că Traian Băsescu în totalitatea sa, în ambele mandate, a creat mai precedente periculoase. Nu este primul. Dar sper că se înțeleagă și dacă e să spunem adevărul, viitorul președinte al României, și care eu spun că va fi Marcel Ciolacu, nu va putea lua niciun exemplu bun nici de la Traian Băsescu, nici de la Ciucă. De la Iohannis. De ce nu de la Băsescu? Băsescu s-a declarat un președinte jucător și a demonstrat-o cum bătea cu palma podeaua și pe fustele cu multe pliuri și le punea pe după cap și se învârtea acolo într-un mediu care nu chiar era bine pentru un președinte de țară și se spunea președinte jucător, iar Constituția României la articolul 80 aliniatul 2 spune că președintele României veghează la garantează la buna funcționare a unităților statului, unităților administrative, a unităților a puterii justiție sau orice. Dar pot spune că Klaus Iohannis a rămas doar veghetor timp de 10 ani de zile. El nu a vegheat pentru ca România să prospere, pentru ca România să meargă într-o direcție bună. Și mi-amintesc cu, așa să spun, cu neplăcere, când spunea cuvântul lui că România educată. Vrea să meargă să facă România educată. Ce ne poate demonstra Klaus Iohannis după terminarea al doilea mandat? Ce fel de Românie educată ne lasă nouă? Din păcate, o Românie mult mai dezbinată, o Românie în care parcă ura și dezbinarea este mai mult ca oricând și el a vegheat într-adevăr la bunăstarea familiei lui și la plimbările pe care le-a făcut. Putem să-l numim cel mai mare președinte plimbăreț în străinătate. Și cred eu că și el, în calitatea pe care o are de președinte când îi se termine mandatul, cred că trebuie să dea explicații de modul cum a cheltuit banii României pe concedii, pe plimbări. De multe ori, plimbările sunt bune și alea, dar în momentul în care faci o delegație, o vizită oficială într-un stat, obligatoriu, dar în mod obligatoriu, trebuie să vii cu ceva lucruri bune pentru România, pentru poporul tău. Klaus Iohannis niciodată n-a făcut treaba asta. Dacă tot a spus de Klaus Iohannis, o să-mi amintesc că într-o emisiune precedentă a spus că oamenii politici ar trebui să aibă grijă să nu sară calul, să lase loc de bună ziua, putem găsi expresii de genul ăsta în relația cu alte partide, pentru că niciodată nu se știe în ce mod vor fi chemate să colaboreze. Adaug aici, că mi-amintesc și se amintește toată lumea și nu vreau să fiu mai rău decât e cazul, cum pronunța președintele Klaus Iohannis cele trei litere PSD, da? După care... Da, mi-aduc aminte și ne aduceți aminte cu toți când am fost într-o vizită în Secuime și Klaus Iohannis la mișto și acolo a spus-o: eu nu pot Chivano PSD. După care... Iată că după care acel Klaus Iohannis Werner a uitat de acest salut și a venit și a spus: bună ziua domnului la PSD, vă rog să faceți o coaliție împreună cu Partidul Național Liberal, să veniți la guvernare, să scoateți România dintr-un dezastru pe care era băgat de guvernul PNL-USR, trebuie să recunoaștem. Cei care au distrus România este și guvernul PNL-USR, care PNL-ul cred că a greșit atunci la acel moment, care s-a înfrățit cu USR-ul, care știam bine cine sunt, au făcut guvern
și au demonstrat că este un guvern prost. Au demonstrat că perioada pe care a guvernat PNL-ul cu USR-ul a fost cea mai neagră perioadă din istoria noastră, fiindcă s-au întâmplat multe lucruri și pe parcurs o să vi le spun toate la timpul potrivit, dar cred că rămâne o perioadă neagră din istoria noastră guvernarea PNL-USR. Deci, într-adevăr, președintele Klaus Iohannis spunea acel PSD, după care v-a invitat să formați guvernul cu PNL. Acum, este deja istorie, ne uităm spre viitor. Și este un aspect asupra căruia voi insista în emisiuni. Dumneavoastră, ca lider politic, inclusiv de nivel național, cu cine credeți că PSD-ul este partidul care, la această oră în sondaje, are cel mai mare scor electoral? Este o realitate. Cu cine credeți că se va putea face guvernul? Cu AUR este exclus pentru că președintele Marcel Ciolacu, premierul Marcel Ciolacu, invitat într-o emisiune electorală, a arătat un bilețel pe care a scris nu voi face guvern cu AUR, dar semnat. Am fost în sală la acea dată, a fost în sala de la, din Parlamentul României, în momentul în care Marcel Ciolacu era prezentat prezent la emisiunea organizată de Antena 3, în care președinții tuturor președinților care candidează la funcția de președinte a României erau prin rotație veniți acolo. Eram în sală și revin la întrebarea pe care a spus-o. Cred că domnul Ciucă a făcut o greșeală fatală, o greșeală a vieții lui. Fiindcă, fac o paranteză, eu în calitate de președinte al organizației județene, în calitate de președinte al Consiliului Județean și de vicepreședinte la nivel național, am discutat-o cu colegii mei și la nivel național, cu premierul Marcel Ciolacu, care e și președintele partidului, și am spus-o de nenumărate ori. Cea mai bună guvernare pentru ca în România să fie stabilitate este PSD-PNL. Indiferent dacă ne place sau nu ne place. Dar cred că goana asta, după funcția de președinte, îi face pe unii să nu mai gândească ce spun sau îi face să-și iasă din minți și probabil dau declarații din astea care vor crea atâtea răni încât nu știu dacă se mai pot vindeca. Este cazul lui domnul Ciucă. De altfel, eu pe Ciucă l-apreciez ca un om deosebit. Am fost de nenumărate ori în guvern când era premier, m-am înțeles destul de bine, am fost la el în birou când la noi în Valea Jolii s-a întâmplat un cutremur destul de mare și în orașul Aninoasa s-au distrus 5 blocuri care nu mai puteau să locuiască cetățenii. Și am mers și am demonstrat și am spus, domnule premier, asta este situația. Oamenii ăștia nu putem să-i ținem aruncați în stradă. Au și suflete de om, trebuie să ne ocupăm de ei. Ciucă a înțeles acest lucru și spre deosebire de alții care se laudă că au făcut rost de acești bani, pă mint. Și spun acum clar că mint. Am fost omul care m-a interesat în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean și să ajut cetățenii din Aninoasa. Dar revin la ideea că domnul Ciucă s-a grăbit când a dat declarație publică, când a fost chemat la Antena. Da. Și a și semnat, spunând că atât timp cât el este președintele PNL-ului, nu va mai face guvern cu PSD-ul. Eu vreau să vă spun și poate rămâne surprins. Are dreptate. A avut dreptate și nu minte. Fiindcă el, după alegerile prezidențiale, el nu va mai fi președintele PNL-ului și atunci PNL-ul va face guvern cu PSD-ul. 100% vă garantez eu că Ciucă, Ionel Ciucă, pierde alegerile, nu va intra nici în turul 2 și pierzând alegerile este normal că nu mai poți să ocupi în continuare funcția de președinte al partidului. Și deci el n-a mințit. A spus doar un adevăr, dar l-a spus prea devreme. Prea devreme. Lumea a înțeles că PNL-ul este atât de supărat cu PSD-ul încât nu mai pot guverna. El a girat printr-o semnătură și cred că a fost greșeala vieții lui, dar, repet încă o dată, după ce vor fi alegerile turul 1 la prezidențiale, vor fi la 1 decembrie alegerile parlamentare și după turul 2, lucrurile se vor schimba. Din punctul meu de vedere, ca politician, ca președinte al organizației județene, și vorbesc în numele meu personal, nu în numele partidului,
Cea mai bună guvernare pentru România care ar putea să fie este o guvernare PNL-PSD, fiindcă s-a demonstrat în momentul în care a fost la guvernare împreună, a fost stabilitate în România, s-au stabilit multe, multe lucruri pe care s-au și făcut, s-au făcut foarte multe investiții și cred că ar fi păcat că toate lucrurile bune care au fost începute trebuie să fie continuate. O altă guvernare cu USR, cu nu știu cine, cred că PNL-ul nu și-ar dori, deși au declarat-o publică, își doresc să facă o guvernare de dreapta, dar mă întreb, cu cine vor să facă o guvernare de dreapta? Cu Orban, care a fost președintele lor de partid, președintele PNL-ului, cu Câțu, președintele PNL-ului, sau cu cine vor să facă cu forța dreapta? Știm clar că cine sunt dreapta, sau USR-ul. Apropo de USR, nu știu de ce uită așa ușor românii și de ce uită așa ușor guvernanții, Ciucă. În momentul în care guvernul PNL-USR a fost la guvernare împreună și au negociat PNRR-ul la Comisia Europeană, știți bine și nu cred că trebuie să jur în fața dumneavoastră că să nu mă credeți, au negociat atât de prost ministrul Ghinea al USR-ului, ministrul Ghinea, membru al guvernului PNL-USR, a negociat la Bruxelles ca să fie 9,4% din PIB României pensiile care se pot fi plătite. Asta ce înseamnă? Trebuia să ajungă ca 50 de ani de atunci înainte, 50 de ani pensiile românilor să nu mai poată crește. Ori asta este negociere pentru români sau împotriva românilor? De ce nu a sărit atunci Ciucă? De că era premier. De ce nu a sărit atunci USR-ul, se spune, a greșit ministru, îl schimbăm pe ministru. Toți au fost mulțumiți, au stat liniștiți, s-au gândit că găsesc mijloace să mintă Comisia Europeană. Iată că nu s-au mai găsit, acea negociere a rămas valabilă și norocul, spun norocul, norocul că președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, după ce a ajuns premier, s-a dus la Bruxelles, a negociat și am scăpat de acest 9,4% din PIB-ul României pentru pensii. De aceea s-a putut mări pensiile, de aceea s-a dat această lege nouă a pensiilor, care unii o contestă, cei mai mulți spun că este bună. Și vreau să vă spun, domnul Gruian, în momentul în care 3,8 milioane de cetățeni li se mărește pensia, sunt mulțumiți. Mai sunt niște cazuri, și eu trebuie să spun foarte clar, avem minerii, cei din energie, siderurgie, care li s-a micșorat prin decizia de recalculare, le-a comunicat că li s-a micșorat pensia. Dar n-au fost atenți să citească foarte clar în lege, că spune legea foarte clar, la cei care prin recalculare, în baza legii noi, pensia este scăzută, nu vor pierde nimic, pensia va rămâne cea pe care o au în plată. Și iată, de la 1 septembrie și până acum s-a demonstrat că pensia nu a scăzut, le-a rămas pensia în plată și este bine. Sunt unul dintre parlamentarii PSD, când eram deputat și eu, care în permanență venea senatorul Cristi Răzmerze din Valea Julii și spunea, domnul președinte, hai să mai rezolvăm o lege pentru minere din Valea Julii și nu numai. Că dacă rezolvam o lege pentru minere, pentru siderurgiști, pentru energetici, nu era doar pentru județul Hunedoara, era pentru întreaga țară. Și zice, Cristi, ai dreptate. Hai să mergem să discutăm la partii, să discutăm la deputați, la Camera Deputaților și să o facem. Nu-mi pare rău nici un moment. Și spun foarte clar, nu regret nici o clipă că am făcut acest lucru, fiindcă minerii, siderurgii, cei care lucrau în siderurgie, în energie, meritau acele salarii bune. Fiindcă una este să lucrezi în adâncurile pământului, una este să lucrezi la, să fii la cox, la furnal sau în alte părți. Dar acum sigur că faptul în sine că lor nu mai iau indexarea cum o iau ceilalți, e un pic de nemulțumire. Dar vreau vorbim despre niște pensii foarte mari. Doamna Bârlea a spus asta, că sunt pensii foarte mari. Vreau
pensii pe care le merită. Le merită, așa. Nimeni nu spune că nu le dar merită. Vreau să spun și astăzi, în fața Camerelor de la vedere și minerilor, pe care îi respect și estimez foarte mult. Am discutat cu premierul Marcel Ciolacu și mi-a spus, Laurențiu, ne vom zbate împreună și vom găsi soluții și pentru această problemă. Ei, iată când știm că ne vom zbate, știm că găsim soluții, nu trebuie să agităm oamenii. Și cei care agită oamenii sunt partidele politice care merg și spun, uite, PSD-ul, nici Ceaușescu nu va tăia pensiile, PSD-ul va tăia pensiile. Nimic mai mincinos decât asta, doar să văd că doar minciuni sfruntate le spune fiecare politician, doar îi păcălește pe oameni să atragă, să le mai dea voturi. Eu o spun foarte clar și am spus-o, populația județului Medoara și nu numai s-a deșteptat. Nu mai poți să-i minți cu populisme că le promiți. Lumea vede fapte și dacă într-adevăr vezi fapte, poți spune că are dreptate cine spune. Și dacă toți suntem azi la probleme de politică, aș vrea, domnul Gruian, să-mi permiteți ca să spun încă o dată, să prezint lista noastră de candidați la Parlamentul României. Și vreau să vă spun, fără teama de greși, că este una din cele mai bune liste pe care un partid le poate să le pună în fața electoratului. Lista pe care eu, împreună cu colegii mei, am alcătuit-o și am votat-o și am mers cu ea la București și vă rog să mă credeți că lista trimisă de mine la București nici măcar o virgulă nu s-a schimbat. Asta înseamnă că organizația de la Hunedoara are un cuvânt de spus și este respectată și eu sunt foarte mândru și bucuros că cei care i-am pus pe lista Partidului Social Democrat, fie la Senat, fie la Camera Deputaților, sunt persoane deosebite. Și aș începe cu Senatul. Locul 1 la Senat, Cornel Răzmilță, senator, deputat de 4 mandate, lumea îl cunoaște foarte bine, cât să zbate pentru cetățenii județului Hunedoara. Pe locul 2, doamna Maria Ștefănie, inspector general la învățământ. Cine nu o cunoaște pe doamna Ștefănie? Cât de mult face și cât de mult se zbate pentru învățământul hunedorean? Este o femeie deosebită. Pe locul 3, un doctor, doamna Valeria Cristina Filimon. Cred că toată lumea, tot județul Hunedoara a auzit de doamna Filimon, șefa de la salvare, care ori de câte ori sun la 112 să vină salvarea, răspunde prezent și este o doctoriță, parcă iubește oamenii și își face datoria așa cum trebuie să-și facă orice doctor. Pe locul 4, domnul Pavel Casian Nițulescu este secretar de stat la Ministerul Energiei, la Ministerul Energiei, un om care a plecat din Valea Julii. Și vă spun un lucru pe care poate pentru prima dată îl spun. S-a dus la o ședință de guvern când ministrul nu era plecat și când a prezentat atât de bine industria despre minerit, despre ce se întâmplă la complexul energetic Valea Julii, întreabă premierul, dar dânsul ce secretar de stat unde este? Și când i s-a spus că la energie, felicitări și te rog să vii mai des la ședințele de guvern, se vede că ești bine pregătit. Vă dați seama dacă l-a apreciat și premierul pentru modul cum este pregătit. Și nu în ultimul rând, pe locul 5, domnul Petre Lobonț, care toată lumea îl știe, cred că nu este om din județul Hunedoara, să nu fi avut probleme la cadastru. Dar cred că nu este om să nu fi mers la Petre Lobonț, să nu fi servit. Acești oameni care i-am pus pe listă la Senat ne fac mândri. Ne fac mândria noastră a partidului. Noi suntem mândri de ei că i-am pus pe listă și sunt convins că își vor face datoria pe deplin așa cum trebuie să fie un om în Senatul României pentru județul Hunedoara. La Camera Deputaților, de asemenea, oameni foarte, foarte buni și atât la Senat cât și la Camera Deputaților am pus oameni de toate profesiile. Începând de la profesor, medic, inginer, economist, de toate profesiile posibile, în așa fel încât, când vor ajunge în Parlamentul României, să poată să ocupe fel și fel de funcții în toate comisiile de specialitate.
Pe locul 1, doamna Natalia Intotero, la ora actuală este ministru, ministrul familiei, cu care județul Hunedoara, vă pot spune că ne mândrim, cum reprezintă județul Hunedoara și tot ceea ce face pentru județul Hunedoara. Este una dintre miniștrii cabinetului Ciolacu, foarte, foarte respectată, și mă bucur că toți colegii din guvern o respectă pentru modul ei profesionist cum face treabă. Pe locul 2, Ilie Toma, deputat de 3 mandate, la fel, un om deosebit. Pe locul 2, Ilie Toma. Pe locul 3, Viorel Sălan. Cine nu cunoaște pe domnul Viorel Sălan, fost general aici la noi, la Hunedoara, comandantul jandarmeriei și ajunct la nivel de țară, un om deosebit. Și pe 4, o surpriză pentru mine și pentru județenii noștri, am pus un băiat tânăr, un băiat de 32 de ani, care le spune Coțan Beniamin. Este din Petrila, din Valea Julii, dar un om cu o ambiție și cu o dragoste de a-și face meseria și de a ține la oameni ieșite din comun. Asemenea, oameni avem nevoie, spun eu, și sunt convins că toți care vor ajunge în Parlamentul României sunt foarte, foarte bine pregătiți. Pe locul 5, doamna Gabriela Sorina Coburi, director aici în Deva, la Inspectoratul Școlar. Pe locul 6, domnul doctor Emil Stoica Mariș, care cine este, îl știe toată lumea, directorul Spitalului Județean din Deva. Cu ajutorul lui, al lui Emil, cu ajutorul directorului ajung, al lui Miron, și cu ajutorul tuturor doctorilor, a cadrelor medicale, am reușit eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, să facem lucruri deosebite pentru Spitalul Județean din Deva. Și astăzi, domnul Sandu, pot să vă spun că Spitalul Județean din Deva poate să concureze cu orice spitale universitare din țară. Când le spuneam mai demult, cu câteva luni în urmă, că la Deva vom aduce un angiograf, sigur, pentru mulți erau glume sau pentru mulți le spuneam că sunt minciuni de-a lui Nistor, că nu va fi. Iată că la Deva, la cardiologie, avem ustacul, avem angiograful și până la ora la care vă vorbesc, peste 228 de cazuri au fost rezolvate în Spitalul Județean din Deva. Asta înseamnă că am salvat vieți de la moarte, li s-a făcut coronografia. Avem 189 de stenduri montate la Deva. Nimeni nu credea niciodată, dar am făcut acest lucru. Pe locul 7, Luminița Dana Hurgoiu, director, ajung la Inspectoratul Școlar Hunedoara, o doamnă deosebită din Deva. Și pe locul 8, tot o profesoară, doamna Rodica Dimulescu. Vreau să vă spun că, începând de la locul 1 și până la locul 5 sau la locul 8, la Camera Deputat, toți sunt de excepție. Oameni. Dar de excepție. Pe câți contați că vor intra în Parlament? Mă provocați acum neapărat. E un pronostic logic să vă... Eu de obicei nu-mi place să dau pronosticuri, dar îmi place să spun ce mi-aș dori. Și sper din tot sufletul că vom încheia aceste alegeri 4-2. Adică 4 deputați și 2 senatori pentru Parlamentul României, unde vom trimite oameni deosebiți de bine pregătiți, oameni care, într-adevăr, își doresc să facă ceva pentru județul Hunedoara. Și la nivelul județului, așa ca și la nivel național, am făcut trimitere și spre alegerile locale. Acolo a fost disputa foarte puternică între PNL și PSD, dar mai ales la vârf între dumneavoastră și domnul Călin Petru Marian, având în vedere că și în campania asta sunt niște accente dramatice, așa. Care este relația dumneavoastră în acest moment cu domnul Călin Petru Marian? Domnia sa candidează pentru locul întâi la Senat din partea Partidului Național Liberal. V-aș răspunde cu o întrebare, dacă îmi permiteți. Vă rog. Vă supărați dacă la această întrebare nu vă răspund acum? Poate pe sfârșit, dacă sunt într-o bună dispoziție, vă voi răspunde, dar acum, în momentul de față, nu-mi face plăcerea, vă spun sincer, să vorbim. Știm cum s-a comportat în campania electorală de la locale, știu
ce caracter are și cred că aș prefera să nu vorbesc de el, deși poate la sfârșit, poate am timp să vă spun câteva lucruri, dar să le lăsăm că avem mult mai multe lucruri de spus ca cetățenii din județul Hunedoara să fie bine informați despre ceea ce urmează, să meargă să voteze. Cetățeanul trebuie să știe, mă, dacă o votez pe Natalia Intoteru și echipa ei la deputați, am următoarele avantaje. Dacă votez pe Cornel Răzmiță și pe Ștefănie la senatori, am următoarele avantaje. De ce? Acești oameni sunt niște oameni deosebiți, oameni minunați, oameni care se zbat pentru seminii lor din județul Hunedoara. Așa trebuie să o gândim cu toții. Dar ca oamenii să voteze în cunoștință de cauză, având în vedere că această idee a mai fost vehiculată, ați avea ceva împotrivă dacă postul nostru de televiziune, de comun acord cu liderii partidelor politice, că fiecare lider trebuie să încuvințeze, ar iniția un ciclu de dezbatere electorale între candidați? Domnul Grean, îmi aduc aminte, tot aici la o masă, dar nu era studio așa frumos, recunosc acum, trebuie să vă și laud, tot în studioul dumneavoastră, când am candidat la locale, mi-a spus o întrebare tot dumneavoastră, dacă sunt de acord să facem o dezbatere cu toți candidații la președinția Consiliului Județean. Și am spus-o atunci, fără teama de a greși sau să fie frică. Am spus-o răspicat, da. Ați văzut pe vreunul că v-a răspuns că este de acord să vină într-o dezbatere electorală cu mine? Nu cred că ați văzut. Dar acum? De data asta, vă spun încă o dată răspicat, da, toți candidații Partidului Social Democrat, la funcție de deputat sau senator, vor veni la o dezbatere organizată de Antena 3 Deva. Deci conducerea postului ar putea începe demersuri și contacte cu ceilalți lideri politici pentru asemenea emisiune. Puteți să-i convocați. Și dacă de la mine lipsește sau nu vrea să vină, eu mă fac răspunzător în fața cetățenilor și mi-au angajamentul că sunt în stare să-mi dau demisia din funcția de președinte al partidului dacă colegii mei nu vor respecta indicația să meargă la o dezbatere. Eu nu cred că va face niciunul așa ceva acum. Și eu sunt convins că, fiindcă este o idee extraordinară a dumneavoastră, este o idee extraordinară în care să faceți o dezbatere cu toți candidații la funcția de senat și deputat și atunci cetățeanul județului Hunedoara să-i vadă pe fiecare în față, să vadă cum răspund întrebărilor noastre. Și așa cum vă știu că sunteți o televiziune deosebit de respectabilă și vă respectați dumneavoastră, sunt convins mulțumim că nu sunteți, nu sunteți părtinitori și veți face o emisiune ca lumea. Chiar vă rog de mâine și peste o săptămână să-mi dați telefon cu data, ora când o planificați. Ne vom da, o să vorbesc cu Gabriela Mărginean, directoarea postului și o să-mi convins că vom începe demersurile pentru asemenea emisiune. Dar până atunci, haideți să mai discutăm, da. Fiindcă este campania și pentru prezidențiale. Și știm că la prezidențiale candidează, har Domnului, o grămadă de oameni. Știți cum scrie și în Biblie? Mulți chemați, dar puțini aleși. Așa va fi și la prezidențiale. Și eu cred că președintele Partidului Social Democrat, actualul premier al țării, va câștiga președinția României, fiindcă are motive bine întemeiate de ce. Vreau să vă spun și eu câteva lucruri despre Marcel Ciolacu. Este un om devotat României și românilor. Este un om care se zbate pentru problemele lor. Și este un om care nu duce cu minciuna și cu vraja oamenilor, ci le spune direct în față. Se poate sau nu se poate. De multe ori am mers la el la cabinet și spuneam, Marcele, pentru județul Hunedoara am nevoie de problemele astea. Când am mers împreună cu el la premierul Ciucă să ne dea bani pentru Valea Julii, pentru Aninoasa, n-a schițat un lucru să spună, nu-s de acord. Laurențiu, e nevoie, merg cu tine la premier și o facem. Așa trebuie. Și vreau să vă spun că contextul în care PNL-ul a fost la guvernare cu USR-ul este, a fost un lucru neplăcut și poate nu chiar potrivit așa, de nedorit pentru cetățenii României. Sigur că pe domnul Ciucă îl consider un om de cuvânt, un om corect, dar
mi-a dispărut încrederea în el acum câteva zile când a semnat la Antena 3 că nu va face guvern cu PSD-ul. Dar îl întreb cu cine să facă? Cu cei de dreapta? Cu Orban care se mănâncă unul cu altul? Cu USR-ul care au distrus țara asta și au semnat la Bruxelles 9,4% din PIB României să fie la pensie, doar atât? Și restul? Jumătate de secol să nu mai crească pensiile? Lumea nu poate uita aceste lucruri. Ați prezentat dumneavoastră candidații și n-am vrut să vă întrerup, dar mi-a plăcut cum ați pus problema politic în prima parte a emisiunii referitor la strategii electorale. A spus atunci că domnul Ciucă a sugerat că ar putea fi schimbat dacă nu câștigă alegerile. În același timp, domnul Ciolacu a spus așa: dacă voi ajunge președintele României, voi prefera să pun un premier de la o altă formațiune politică pentru a nu cumula foarte multă putere. Excludeți un scenariu în care totuși domnul Ciolacu vine și dă mâna cu domnul Ciucă și zice: domnul Ionel, Ciucă dragă, sau cum se spun între ei, uite, trecem peste semnătura ta că nu facem guvern, noi am colaborat împreună, avem aceeași înălțime, nu ne cunoaștem bine, vreau să fii premierul român. Domnul Sandu, nu știu dacă Marcel Ciolacu va discuta sub aspectul care a spus-o dumneavoastră. Dar apreciez lucruri pe care Marcel Ciolacu, chiar dacă m-am gândit și oare ce vrea să spună acest președinte al nostru, când a spus că puterea trebuie împărțită și a avut perfectă dreptate. Nu este posibil ca președintele să fie din un partid, premierul din același partid. Dar au mai fost cazuri destul de multe. Sigur că au mai fost cazuri. Dar ideea lui Marcel Ciolacu că puterea trebuie împărțită, asta înseamnă democrație în România. Asta înseamnă că va fi o alianță durabilă pentru guvernarea țării. Nu trebuie să ținem toată puterea la noi și să spunem că numai noi suntem buni. Nu există asta. Dacă se împarte puterea, președinte dintr-o parte, premierul din altă parte, sunt convins, miniștri împărțiți la fel, sunt convins că va fi o guvernare durabilă. Dar asta trebuie să lăsăm la o parte orgolele. Orgolele unora care efectiv depășesc orice lucru. Și îmi amintesc de multe lucruri pe care peneliștile le spun și lucruri chiar așa haioase câteodată. Rareș Bogdan, un ziarist care a ajuns mare acum europarlamentar și la PNL și spune că la un post de televiziune a doua săptămână din decembrie, după ce vor câștiga ei, PNL-ul vor câștiga președinția, guvernarea, vor face tot, o să iau două pachetele de batistuțe care le pune el la buzunar la PEP și o să le dau lui Ciolacu, lui Grindeanu și lui Tudose să șteargă lacrimile, că au pierdut alegeri. Eu pot să spun la Bogdane, du-te de astăzi, dar de astăzi du-te și cumpără vreo 50 de kilograme de batistuțe, să ai timp să le împarți la toți membrii de partid PNL, să șteargă lacrimile că vor pierde și prezidențiale, vor pierde și alegerile parlamentare. O să vedem care a avut dreptate. El că dă 3 batistuțe sau eu care îi spun să cumpere câteva zeci de kilograme, că se poate să împartă. Între cine se va da lupta în turul 2, domnule președinte? Sigur că lupta în turul 2 este foarte grea. Nu putem să o spunem de acum cine este. Vedem că lupta în turul 2 este Ciucă, este Auru, este doamna Lăsconi. Cu șanse, să zicem, să intre în turul 2, pentru că Marcel Ciolacu pare scăpat în turul 2. Marcel Ciolacu, deja după sondajele care sunt, nu-i scăpat. Este clar, în turul 2 are peste 28% în procente pentru turul 2, să intre în turul 1, să aibă candidat pentru să meargă în turul 2, dar pentru ceilalți încă se joacă. Încă se joacă și tare mi-este teamă că domnul Ciucă, cu declarațiile lui, care le-a spune, nu știu ce l-a apucat, să nu-l prindă turul 2. Să nu-l prindă turul 2. Nu este de mirat. Dar pe mine câteodată chiar mă surprinde când îi văd cât sunt de vesel peneliștii și spun avem, vom câștiga, vom învinge. Dar nu-i văd în teritoriul ceea ce spun la centru, la televiziune,
să spună și în teritoriu, să vedem. Și așa cum vă spuneam, în momentul în care am intrat la guvernare, domnul Sandu, cu PNL-ul, nu a fost dorința noastră a Partidului Social Democrat de a intra neapărat la guvernare. Am fost la guvernare, știm cum am guvernat, știm unde am dus țara, în ce direcție bună am dus-o, dar când am văzut că România este în pragul prăpastii datorită guvernării PNL-USR, atunci am spus foarte clar și îi fericit pe peneliști că s-au debarasat de useriști atunci. Și apropo de USR, am mai văzut vreo doamnă deputată useristă pe aici în vreo două seri cu mine pe la depuneri de jurământ la primar și nu știu. Vreau să vă spun că a ieșit din sală. Nu suporta să-i spune nimeni nimic. Nu știu de unde și până unde a căpătat atâta neîncredere chiar în ea. Dar este păcat. Și atunci, când am intrat la guvernare din noiembrie 2021 cu premierul Nicolae Ciucă, am intrat în ideea că vom putea să facem stabilitate în România, vom putea să schimbăm multe lucruri în bune și cred că am și reușit. Din 15 iunie 2023 și până în prezent, când PSD-ul a luat guvernarea, și aici fac o paranteză, sunt de felicitat. Am în doi premieri, și Ciolacu și Ciucă, fiindcă în momentul când am intrat în 2021 la guvernare, s-a stabilit foarte clar, împărțim în două guvernarea. Jumătate domnul Ciucă, jumătate domnul Ciolacu. Au respectat. Au respectat. Nimeni, aduceți-vă aminte că nimeni nu credea acest lucru. S-a respectat și noi, cu cât mai mult, PSD-ul am spus clar, trebuie să ne respectăm cuvântul dat. Și dacă ne respectăm cuvântul dat, sunt convins că și cetățenii au încredere în noi. Am intrat la guvernare, așa cum am spus-o, după catastrofală guvernare, coaliția PNL-USR. Știm bine că acolo unde USR-ul a fost la primăria Capitalei, la Timișoara, în alte părți, a făcut dezastru. Și de aceea cred eu că domnul Ciucă, încă o dată spun că a greșit când a dat acea declarație scrisă, că nu o să poată face din nou guvernarea cu USR-ul, cu Orban și o să vină iar din nou la PSD. Mi se pare că vă pare rău, pentru că ați insistat asupra acestui aspect. Vă pare rău că a scris ce a scris? Mie nu-mi pare rău, dar parcă, înțeleg, cred că și-a pierdut rațiunea pentru moment. L-a păcălit presa, fiindcă dacă ați văzut emisiunea, i se băga hârtia semnată. Hai semnați, hai semnați. El, de bucurie că are ocazia să semneze în fața națiunii, în fața presii, nu și-a mai dat seama probabil ce a semnat, ca de multe ori și când a fost întrebat de niște care, ce calități are Ciolacu și nu le aveți dumneavoastră. A spus da, toată lumea își amintește atunci. Dar apropo de asta, sigur că acea semnătură poate, zici, poate fi o greșeală. Lumea însă, foarte multe discuții sunt că, de fapt, PSD cu PNL, dincolo de acea semnătură inspirată sau neinspirată a domnului Ciolacu, sunt partide care în profunzimea lor sunt de fapt înțelese să ducă guvernarea mai departe. Nu cred așa. Cum credeți dumneavoastră sau electoratul județului Hunedoara, cum credem asemenea minciuni pe care astăzi PNL-ul le scoate că este blat PSD aur? Păi cel mai fugărit om prin Parlamentul României, cel mai jignit om în Parlamentul României de către aur, nu a fost altul decât Marcel Ciolacu. Și acum noi să venim să sărim în brațe la aur, să spunem că guvernăm cu ei. Marcel Ciolacu a declarat clar, nu voi face guvern cu aur. Și știm de ce nu facem guvern cu aur. Aurul este un partid pro-rus și trebuie să o spunem, ori ne place, ori nu ne place, că s-a demonstrat. Nu este un partid pro-european. Și de ce nu? Nu ne putem întoarce la lucruri pe care le-am depășit de mult. În anul 2024, domnul Grăian, când guvernul a finanțat investiții, guvernul Ciolacu a finanțat investiții record de 7% din PIB, din PIB-ul României, mai exact 120 de miliarde de lei din buget și fonduri europene și din PNRR. Asta este un lucru de foarte bună calitate. 7% din PIB-ul României să faci investiții. Asta este că prin asta se dezvoltă țara.
Suma este mult mai mare, cu 27 de miliarde de lei față de 2023. Atenție! În 2024, această sumă de investiții este de 7 ori mai mare față de 2023 și dublu, atenție, și dublu față de anul precedent, 2021, anul care, 2021, nu precedent, când investițiile care s-au făcut acum, de sunt dublu, de 59 de miliarde de lei. PIB-ul României, domnul Sandu, PIB-ul României a ajuns la finalul, la finalul anului 2023, la cel mai mare record din istoria lumii, din istoria țării, pardon. Niciodată PIB-ul României n-a fost atât de mare, peste 1.600 de miliarde de lei, potrivit datelor transmise, nu de mine, de Nistor, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică. Acest lucru trebuie să ne bucure și trebuie să vedem că este bine. Au fost prelungite cele două măsuri fundamentale care au dus la scăderea inflației. Și vreau să vă spun cu mândrie că scăderea inflațiilor a fost datorită PSD-ului foarte, foarte mare. Plafonarea adaosurilor comerciale, la, atenție, la 21 de produse, a dus la un rezultat extraordinar de bun pentru români, pentru cumpărători. Și măsura de plafonare a prețului la energie și gaze este în vigoare până în anul 2025. Ce se făcea dacă guvernul PSD cu Ciolacu în frunte nu făcea plafonarea prețurilor la energie și gaze? Unde ajungeam? Că puteam ca mulți cetățeni să nu suporte, fiindcă salariile nu au fost așa mari. Bugetul pentru anul 2024, domnul Sandu, a prevăzut creșterea de venituri cu peste 12 milioane, la peste 12 milioane de cetățeni. Asta înseamnă enorm. Într-un singur an, în 2024, peste 12 milioane de cetățeni să le crească veniturile, este extraordinar. Peste 40 de miliarde de lei s-a adus în plus pentru creșterea pensiilor, a salariilor, alocații, dar și pentru cei aflați în nevoie. Când și ce guvern a mai făcut acest lucru? Când și ce guvern a mai făcut acest lucru? Până când? Iată că guvernul Ciolacu a luat această măsură, zic eu, o măsură chiar, chiar benefică pentru cetățeni. Pot să vă spun că este pentru prima dată în acest an când au fost creșteri consistente a pensiilor. Indexarea pensiilor cu 13,8% de la 1 ianuarie și nimeni nu credea, aduceți-vă aminte, când se vorbea de indexarea pensiilor cu 13,8% de la 1 ianuarie și recalcularea de la 1 septembrie, nimeni n-a crezut. Pensia medie a crescut, domnul Sandu, de la 2100 de lei la 2800 de lei. Nu este de aici de acolo. Pensia medie, atenție. Și PSD s-a angajat să repare toate inechitățile în sistem. Această lege a pensiilor pe care am dat-o și, sigur, poate mult hulită, dar 3,8 milioane de cetățeni au beneficiat de pensii mărite și pensii consistent mărite. Sigur că am spus-o și înainte și o repet, micile inechități care sunt, sunt convins că le vom putea repara, sunt convins că guvernul Ciolacu, viitorul președinte al României, Marcel Ciolacu, se va zbate împreună cu guvernul României să eliminăm și aceste inechități. De ce a fost nevoie de reforma pensiilor? Păi toți vorbeam, toți, da, toată lumea vorbea că sunt atâtea inechități în pensii încât nu se mai poate suporta așa. Și atunci, faptul în sine că în PNRR a fost inclus acel jalon de 9,4% de către trista guvernare în care era USR-ul și ministrul Ghinea, Partidul Social Democrat a fost nevoit. Și primul ministru a fost nevoit să meargă din nou la Bruxelles și să renegociază acest 9,4%. Eu îl felicit pe Ciolacu că a realizat acest lucru.
Iar domnii de la USR care au făcut acest lucru și au trecut în PNRR 9,4 din PIB alocat pentru fondul de pensii, ar trebui astăzi să le fie rușine, nici măcar să nu iasă în campanie electorală să mai candideze. Trebuie să spună deschis, oameni, noi suntem cei care v-am băgat în faliment în ceea ce privește pensia. Noi suntem cei care v-am dat uitării și care v-am făcut ca timp de 50 de ani pensiile voastre să nu mai scadă. Oare au curaj să-l facă acest lucru? Eu zic că nu au curaj să facă politic, acest lucru. Politic, nu? Vă spun că mai avem 5 minute ca să știți cum vă încadrați. Suntem noi 6 și 5 minute, dar mai sunt 5 minute. Promit că nu mai vin la dumneavoastră la... Nu cred că nu o să mai veniți. Vreau să vă mai spun că în septembrie 2021, când salariul mediu era de 3.465 de lei, în august 2024, salariul a ajuns la 5.158 de lei, practic depășește 1.000 de euro. Iată câte lucruri frumoase a făcut guvernul Ciolacu și păcat că aveți atât de timp puțin. Să nu mă... De totuși 55 de minute. Păi se pare o durată... Înseamnă că ori eu am avut atâtea probleme... Păi, acum vă provoc eu. Doriți să epuizați toată nu, tot ce aveți într-o singură emisiune? Nu cred. Nu vreau. Păi mai dacă vreți să epuizez, ne trebuie, cred că vreo două luni de zile să epuizez cât am de spus. Vineri de-abia a început campania, deci. Nu uit prima întrebare a dumneavoastră. Vă aduceți aminte ce mi-a spus? Nu, cu Maia Sandu. Nu. Care sunt relațiile mele cu Călin Petru Maia? N-a fost chiar prima, de-aia. Prima am înțeles. Una dintre întrebări. Da. Domnul Sandu, asta mi-este Sfânta Cruce, dacă vă... Doream de acest individ să nu mai vorbesc. Să nu mai vorbesc. Că nu-mi face plăcerea. Este un mincinos, un om care nu se ține de cuvânt și un om care vrea numai să ducă în eroare lumea. Aseară mă trezesc cu un mesaj pe telefonul meu și spune, îmi trimite o poză, unde eram mai mulți, și zice, Nistore, ești tare în clanță, dacă îmi permite să-l deschid, să văd dacă pot să-l deschid. Ia uitați-vă. Domnul Sandu, îl vedeți? Da, așa îl este. Da. Camera de la nu putem, pentru că nu, da, nu putem la cameră, uitați, dar este pe telefon uitați, și telespectatorii sunt mai puțin familiarizați cu acest tip de campanie electorală, trebuie să recunosc. Și Nistor ești tare în clanță. Nu sunt tare... Deci pe contul de sau pe WhatsApp, pe WhatsApp personal din partea domniei sale, da. Și dacă spune că sunt tare în clanță, se răspunde la trei întrebări. La cei care doresc să-l voteze, să le spună. Cum ai reușit, domnul Călin Petru Marian, sau Petru Marian, cum vrei să spun, cum ai reușit ca în 24 de ore să ai trei servicii în același timp? Să fii și director la Direcția Agricolă Județeană, să fii și director la APEA și să fii și prefect? Cum ai reușit să te numească Câțu, Orban și prietenul tău, ministrul al agriculturii? Spune acest lucru și dacă dai răspunsul ăsta cum și nu mai minți că ai fost prefect politic și a doua zi te-a numit prefect politic și nepolitic. Nu mai minți cu asta, că nu ține. A doua întrebare, domnul Sandu. Se spune, de ce a mințit populația județului Hunedoara și a vândut marmeladă la spitalele care aveau director peneliști? Și după ce a fost depistat de presa din județul Hunedoara, n-a mai vândut-o el personal prin firma lui, ci a vândut-o prin alte firme. Nu știm dacă a vândut-o prin alte firme, să nu știm. Știm că a recunoscut că a vândut. Și, da, se răspunde cum poate să aibă trei funcții în două zile. Da. Eu mi le-am notat să știți și când vine eu să-i le pun aceste întrebări. Și ultima întrebare care eu adresez. Domnul Călin, spune cum poți fi atât de cinic să minți și să batjocorești oameni care nu au nimic cu tine. Eu, Nistor, nu am nimic cu el, mă interesează personal. Eu am candidat cu el la funcția de președinte. A pierdut cu succes. Eu nu mai candidez la deputați. Dacă e atât de tare și puternic, de ce nu cheamă pe domnul Toma, pe doamna Intoteru Natalia, la o dezbatere aici,
să demonstreze cât este de bun sau cât este de prost. Iată că am lansat și ați acceptat ideea și că vor fi aici. Și pentru cetățeni și pentru dumneavoastră, ca să nu mă credeți că mint, când am spus cum de a avut 3 funcții în 2 zile, uitați, vă pun la dispoziție aici un set de da, ordine. Chiar o să le luăm pentru că o să pun aceste întrebări. De ministru, de toate, să le vedeți. Să spune cum a fost posibil. Și pe urmă să mai trimite el mie că sunt tare în clanță. Nu sunt tare în clanță, eu sunt omul corect, onest, dar și când mă calcă pe coadă cineva sau pune pe cineva să scrie. Domnul Sandu, din 1992 și până astăzi, cel care vă vorbește, Laurențiu Nistor, am fost catalogat că sunt informator al securității. Am demonstrat-o din 1992 și până în 2024 că nu am fost, lumea m-a ales, iar e și acum. Scrie, nu vreau să-i dau numele, că nu-mi face o plăcere, nici nu e o persoană în care să-mi facă plăcere să-i dau numele, scrie că județul Hunedoara este condus de un securist și de un, nu știu cine mai, deci vă dați seama. Păi dacă din 1992 și până în 2024 cetățenii județului Hunedoara au avut încredere în mine, că am fost securist, le-am demonstrat, v-am adus dumneavoastră la televiziune acte de la CNSAS, în care e clar că mintă niște mincinoși, niște neghiobi. Și tot o continuă așa. Continuați-o, domnilor de la PNL, tot așa, că succesul vostru va fi după cum vă comportați. Și eu vă spun că dacă nu se astâmpără, dacă nu se astâmpără, să-și vadă de treburile lor politice, cred că cetățenii județului Hunedoara îi vor taxa de vor fi pe locul numărul 4 în județ ca partid. Trebuie să întrerupem aici emisiunea. Întrerupem dacă nu ați doriți. Trebuie să nu avem încotro, urmează o altă aș putea emisiune. Aș discuta foarte multe. Știu, dar mai veniți, pentru că campania de-abia a început. Eu nu cred că am epuizat toate subiectele. Nu am epuizat, dar eu aș dori, și asta vă spun, aș dori să las să vină în emisiuni colegii mei care candidează. Vom începe aceste demersuri să fie tot ce vedem. Domnul Sandu, ei sunt importanți. Eu am candidat la președinția Consiliului Județean. Am câștigat-o cu succes. Mulțumesc cetățenilor județului Hunedoara că au avut încredere în mine pentru tot ce am făcut în județa și voi face. Nu știu de ce tot mă atacă și acum. Că nu candidez nici la Senat, nici la deputați. Dar am auzit din curtea lor spunând că trebuie să-l atacăm pe Nistor, că probabil se răsfrânge asupra colegilor. Greșiți, domnilor, greșiți. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm, că nu cred că nu veți mai veni. Vin, nu v-am supărat. Vin. Mulțumesc. O să vin, vă spun un secret. O să vin și alături de colegii mei care candidează la Senat sau la Camera Deputaților. Mi-este drag să-i aud ce frumos vorbesc și ce respectă cetățenii și cât se vor zbate pentru cetățenii. Vă mulțumesc anticipat. Și domnilor, domnilor, invitatul acestei după-amieze a fost, de data spun că nu mai avem timp, domnul Laurențiu Nistor. Da, același Laurențiu Nistor. Același Laurențiu Nistor. Le mulțumesc colegilor pentru atenția cu care mă secundează aici din punct de vedere tehnic. Îi mulțumesc și invitatului, multă sănătate și succes. Mulțumesc de suflet. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. La revedere, toate cele bune tuturor, pe foarte curând.